Suntem în rubrica de final cu răspuns la întrebările telespectatorilor. Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara, Ionuț, sunt din Cluj. Mulțumim, Ionuț! Pot să vă tutuiesc, dacă îmi permiteți, e ok? Da, sigur, pot. Bun, mulțumesc frumos! Hai să vedem care e întrebarea pe care vrea să mi-o pui. Am o întrebare și eu pentru curiozitatea mea. Ce diferențe există între starea de depresie sau sentimentul de depresie și starea de dor după ceva anume sau după o persoană? Pentru că simptomele și reacțiile sunt aparent aceleași în ambele cazuri. Asta mi se pare cea mai interesantă întrebare, da, care am primit-o la această emisiune. Mulțumesc, da, de întrebare. Spune. Da, și totuși, în unul dintre cazuri, aceste simptome pot să dispară brusc, subit, în momentul regăsirii sau reîntâlnirii. Da, te referi în cazul dorului. Da. Păi, eu cred că sunt multe diferențe. Mă gândesc că, știi, în momentul când ți-e dor de cineva, nu simți neapărat că viața nu are sens, adică nu simți că viața ta nu are sens, că nu mai găsești chef și plăcere să faci nimic, că ești obosit ca și cum, nu știu, ai avea gripă, că nu poți să dormi noaptea, mă rog, poate asta se poate întâmpla că te gândești tot timpul la celălalt, ai putea spune, cred. Dar e o mare diferență, știi, dorul de cineva atunci când suntem îndrăgostiți ne dă energie, ne place viața. Abia așteptăm să ne trezim dimineața, să ne dăm jos din pat. Pe când, într-o depresie, lucrurile stau totul altfel, totul e cenușiu. Știi, sigur că există acea, cum să spun, tristețe, nerăbdare, așa că nu vedem persoana de care ne e dor. Dar nu e ca și cum tot restul vieții noastre nu are rost, știi? Asta mi se pare principala diferență și cred că, nu știu, e extraordinar să-ți fie dor de cineva. Mi se pare fantastic. Ce zici? Are sens ce spun? Are într-o anumită măsură, dar, nu știu, la mine simptomele sunt cam, și reacțiile sunt cam la fel, indiferent dacă sunt starea de dor și depresie. Numai că aia de dor dispare brusc în momentul... Dar mă gândesc la o chestie. Acum, știi că nu pot să spun un diagnostic la televizor, ar fi absurd, sau să, nu știu, să recomand un tratament, nu pot face asta. Dar mă gândesc că în unele cazuri, unii dintre noi putem avea niște probleme, să spunem, legate de un soi de dependență de oameni, știi? Este dependență la alcool, la droguri, la internet, la orice. Este și dependență afectivă legată de oameni. Atunci când suntem dependenți de cineva și când nu ne putem simți bine, decât în compania cuiva sau decât atunci când vedem sau auzim pe cineva la telefon, ne-am putea gândi și la o problemă de dependență afectivă. Și atunci s-ar putea să semene mai mult cu o depresie, apropo de ce spuneai tu. Dependența asta de oameni ascunde undeva faptul că acea persoană dependentă nu găsește în interior undeva lucruri care să-l facă să simtă că trăiește pentru ceva. E ca și cum am avea un gol înăuntru. E o chestie comună pentru toate dependențele. Nu știu dacă e sau nu cazul tău, asta poate poți să afli dacă vorbești cu un psiholog sau cu altcineva, crezi că e cazul, dar undeva aici s-ar putea să fie o apropiere de depresie, s-ar putea să semene undeva, știi? Bun, da. Mulțumesc tare mult pentru întrebarea foarte interesantă și te mai așteptăm și cu alte întrebări, cel puțin la fel de tari. Mulțumesc frumos! Noapte bună! Mulțumesc și eu! La revedere! La revedere!